Salut bășacarilor, ce faceți? După atâta timp am revenit cu un nou vlog. Am zis, v-am lăsat acolo în comunitate, puteți să dați acolo pe clopoțel ca să vedeți când postez în pagina asta de pe YouTube, știi, nou și faină. Am lăsat acolo să-mi lăsați întrebări, să fac un de-asta în prima oară cu fratele meu. Vine să mă uit la puști cum se uită, dar trebuie să mă uit în obiectiv. Mi-ați lăsat câteva întrebări foarte proaste, bineînțeles, adică au fost multe și proaste, slabe, mă așteptam la ceva mai mult. Noi, cum a fost prim, da. Nu uitați să lăsați un like și dacă mai vreți episoade cu Piciu și ca să facem ceva de Crăciun frumos și da, cu vacanța, cu alea, da, bine. Prima întrebare, cum a fost pentru prima oară când o să... Nu, stai. Cum a fost pentru prima oară să afli că o să ai frate? Asta e întrebare și pentru mine și pentru tine. E comună. Păi, dar tu, eu eram deja. Păi, eu nu știu, eu prima oară eram fericit, știi, și adică... Da, adică eu eram fericit, gen, la început, știu că aveam oarecum grijă de el. Bine, am înțeles că l-am mai scăpat când mă jucam cu el, dar... Știu că plăcea oarecum, dar după nu mi-a mai plăcut, că au venit alte vremuri și nu-mi place. O, trebuie să am grijă de el când mă duceam pe afară. Ah, pentru tine cum a fost? Eu existam deja, așa pe parcurs. Cum te simțeai să ai? Da, crezi să-mi aduc aminte, nici măcar nu știu ce am păi. Da, proastă întrebare. Cum a fost pentru prima oară când ai avut un crush? Hai că asta e pentru ei comun. Știu că am luat unele care nu ți se potriveau neapărat ție, dar asta e comun. Tu primul, eu al doilea, sunt mai mare. Da, nu știu. Aștept, hai de la grădiniță, eram eu la grădiniță. Că... Eu știu că era la grădiniță pe cred că când o zâmbit avea fi dinții nași pe urmă și a zis, hai să-mi trag, pam. Era gen așa, cariaz, nu știu. Cred că în a treia, dar doar câteva zile. Eram din ăsta, de mic. Era prost. Bă, deșteptul, într-a treia, cum să fii prost, bă, într-a treia, de nici nu știi cum te cheamă într-a treia. Cum te-ai făcut de râs în public? Bă, de câte ori? Dar nu, prima oară. Și acum am făcut. Prima oară. Că filmezi pentru YouTube. Nu știam ce să zic, vorbeam prostii. Atât? Vorbeam fără sens. Am făcut de atâtea ori de râs în public încât nu-mi dau seama care e prima oară. Adică, știi, oare am făcut pipi pe mine când eram mic și eram așa sau... Da, și acum, practic, cum o fac. Eu ce ți-am zis? Hai să zic ultima oară. Mai ții minte parodia aia cu Salut, sunt Ștefan? Da. Salut, sunt Ștefan și am 15 ani. Da, da, da. Și în clasă, de box o puneam. Salut, suntem! Ei! Pentru prima oară când ai văzut că Ilie și-a șters canalul. Și-a șters canalul. Cum a reacționat? Am început să râd, eram aici amândoi și am început... Am zis că, băi, Ilie și-a șters canalul. Du-te, băi, am intrat aici. De ce am pus întrebarea asta în video? Dar de ce? Dar nu știu, serios. Vrei să sărim pe asta? Hai să sărim. Tu? Bă, ești prăjit rău care ai pus-o. Când ai fost făcut de râs. Nu când te-ai făcut de râs. Când ai de fost. De tine sau de mamă? Când am fost făcut de râs. De când tine am fost, sau de mamă? În povestea mama, amintiri. Da, bă, când iar, mereu. Mergem undeva și se apucă mama să povestească, doamne, sau... Dar ce, am pus-o că mi-aduc aminte că și Stanciu când m-a făcut de râs, când m-a machiat în excursii, da, și când mă scuteam fiecare zi la tablă, mereu am fost. Și mie la fel. Și te-am mai făcut și eu de râs, cândva. Da. Tot am zis că... Mereu. L-ai bătut pe frate tu. Bă, nu... Când te-am bătut. Bine, tu mă bați mereu, adică mi-ai scozit. Asta am selectat-o că mă gândeam că o să răspunzi ori la când m-ai bătut tu pe mine, ori când te-am bătut eu pe tine. Cum a fost prima oară? Sentimentul tău? De bătut mă bați aproape în fiecare zi. Nu aproape, în fiecare zi, de fapt. Mereu îl bat, îl bat. Și tu când m-ai bătut prima oară, nu. Parcă era iarnă și era mai mult și era pe jos. Și ți-am dat multe ori că m-ai bătut-o înapoi, da? Da, bă, da. Când m-au trântit ăștia și bă, și eu nu știam că ăștia vin după mine și eram gen iarna și m-au trântit ăștia. Bă, și mi-a dat cu bulgărie, bă, și m-am enervat atunci. Practic, m-ai bătut era când stăteam aici în pas. Bă, stăteam fix aici în pat, gen la fix la sfârșit cum e. Stăteam pe telefon, bă, și mă trezesc așa că îmi dă un picior, bă, așa că am căzut gen așa, știi? Se așeza mereu pe mine să mă enerveze. Mă plictiseam, adică învățam și nu rețineam nimic și mă... Când ai luat o notă mică. Mai ținut, eram împreună cu un coleg de-a meu, Luca. Mi-a pus la niște exerciții de riga și nu știam, adică îl făcusem corect, dar cum mi-a zis să explic. Și nu prea știam cum, nu-mi veneam cuvintele. Mai bine, prima dată l-a ascultat pe el, eu pus 4 și pe urma rândul meu și m-am panicat și am așa 3. Prima oară când ți-a făcut fratul cadou, asta e pentru amândoi. Mai țin minte, deci prima dată când ți-a făcut cadou, am aflat că era ziua ta. Eu nu știam, eu eram pe afară și mi-a zis mama, hai în casă, mă, și când ziua lui frat. Eu ce-am zis, aveai tu niște jucării și ți-am luat și ți-am pus într-o pungă și ți l-am dat și am zis să iau că e cadou de ziua ta. Da, eu ți-am dat vreodată cadou de ziua ta? Cadou nu i-am dat niciodată, i-am zis că-i dau, dar uitasem, da, nu i-am dat niciun cadou de ziua ta. I-am instalat un joc cel mai mult, în rest ori am uitat, ori ziceam, hai băi, la mulți ani. Pentru prima oară când ai mâncat ceva gătit de tine? Mi-am făcut un ou și am făcut și lui.
Da. Când am făcut ouă, gen nu știam cât se pune ulei, știi? Și le-am făcut și au rămas acolo. Erau și negri eventual. Gata, gata. Gata, hai 3, 2, 1, da. Bă, dar e prea crești, lasă, stai. Pare rău că am început pe lumină și am terminat pe întuneric. Ne-au luat 25 de minute. Faza e că nu știu dacă o să iasă de 5 minute videoclipul ăsta. Să nu te vezi acolo, mă, în întunericul ăla. Să pun focusul principal deci pe tine, da? Și secundar pe mine. Da, nu uitați să lăsați un like, să mai lăsați în comentarii, să neapărat dați pe clopoțelul ăla, că mai bag în comunitate acolo întrebări. Mai facem așa challenge-uri cu puștiu, cum așa, cu nu știu treaba. Vine vacanță și toate cele bune. Poate fac ceva mișto în vacanță, poate. Dar nu promit. Hai că trebuie să facem. Îi ziceau dinioară, o să spun o vorbă bună la ora de mahmurală. Sau verifică-ți freza, în niciun caz nu o să te omoare maioneza. E bună pentru make-up, eram sub carpet dacă nu eram wake-up. Înainte, nu e niciun diss, ține minte, nu vorbei cu mine, nu știi.